rocile iubirii. Maria a primit duminică vizita mamei și a fiului ei, după cum am văzut și azi în emisia Mireasa. Elisaveta Antonio, cred că e... Lasă-l în pace. Păi oricum. Lasă-l în pace. Am învățat și alte litere. Ai învățat că nu este litere? Pentru tine. Nu este, adică un om pregătit pentru ceva serios. Nu este un om pregătit. Și e frică că ai un joc. Un copil. Fii mai indiferentă, nu-i mai da atenție. Ai înțeles? Nu mai mi-ai spus treaba asta odată. Aseară să pupa ăsta Antonio cu Giulia pe afară. Da, mamă, mă fac eu de râs, eu am încercat. Ce crezi? Dacă la început am spus că omul ăsta l-am văzut ca pe un om echilibrat, cu principii sănătoase de viață, a dovedit singur că nu este. Și când am spus la bun început că el mai are de copilărit, uite că ne-a dovedit că el mai are de copilărit. Eu n-am pierdut nimic. Eu am dat o șansă, mi-am dorit, am încercat să cunosc, am văzut că nu se poate, că sunt oameni care nu sunt pregătiți pentru lucruri de viață serioase și punct. Am pe toți neobișnuit nebuna de Maria. Și acum unde e nebuna de Maria? Nu mai există. N-a fost niciodată acolo. Ba da. Ești de viață. Plângăcioasă nu te-am cunoscut. Toți avem momente mai puțin bune. Da, trebuie să știi să treci peste. Dar dacă te afunzi așa, te demoralizezi și n-ajungi nicăieri. Roberto, când vine vorba de familie... Știu. Eu te înțeleg, tine, familia, dar cu la mic, te înțeleg, știu. Dar trebuie să știi că aici nu stai toată viața, mai ai o lună jumate, două luni. Dacă mai stai două luni, nu se știe niciodată. Sper să nu. Nu se știe niciodată ce se întâmplă. Și pe aia toată viața stai cu el. Nu e vorba de asta, nu vreau să intru, să intru în discuții, să mai explic de ce sunt așa acum. Încercările lui Roberto de a-i ridica moralul Mariei nu prea au dat roade, iar mai târziu Antonio se îndrepta spre aceasta să mai lămurească odată situația lor. Nu am venit să țin mult de vorbă sau să zic multe, dar tu ce înțelegi din discuția pe care am avut-o pe banca? Ce-a înțeles doamna Loredana? Eu am înțeles că... Și n-am înțeles în seara, am înțeles de mult că... Între noi s-a terminat, s-a rupt lanțul de iubire. Păi și atunci de ce? Și atunci ce? Ești așa... Așa cum? Supărată. Am și o familie acasă. Așa, și ce ți-am făcut? În cel mai rău caz, tu nu ești prost, eu ies prost. Dar tu nu mi-ai făcut tu nimic, tu nu mi-ai făcut nimic. Eu mi-am făcut, nu tu. Ce ți-ai făcut tu? Chestii. Cum aș fi? Nu contează. N-am decât de învățat, domnule. Decât de învățat ce, Maria? Că... Nu înțeleg ce vrei să zici. Eu pe banca acolo eu am crezut, am discutat, că am încheiat sărutul pe care mi l-ai dat. Ce ți se pare că n-am încheiat? Ce ți se pare ție că n-am încheiat? Comportamentul tău de azi, ca și cum... Eu te-am înșelat pe tine, așa de... Măi, ești nebun? Nu, te întreb. Așa se vede, așa te întreb. Ce se vede? A venit mama, m-a vizitat familia mea și pe mine, că am și o familie, m-a ajutat Dumnezeu să am și o familie. Și sunt niște stări ale mele. Ok, am înțeles. N-are legătură, cu ce s-a întâmplat. Nu, are legătură cu mine. Și atât. Asta, am crezut m-am că... M-am în principiile mele. Acceptând să mă pun în anumite situații, singură. Da, Maria. N-auzi unde a dus-o el. Ferească Dumnezeu. N-are legătură. Te rog eu să mă evit, să nu mai vorbești cu mine niciodată. Mi-ai demonstrat cine ești. Capricile iubirii. Te-a afectat foarte mult vizita mamei tale, evident, a venit însoțită și de băiețelul tău. Eu cred că, de fapt, întâlnirea cu el a fost una foarte... A fost și din cauza faptului că sunt foarte multe discuții și familia mea se uită și văd toate lucrurile astea, știu că îi afectează mai mult sau mai puțin stările pe care eu le am.
Am ajuns în punctul în care să nu mai pot să mă bucur de vizita aia, de ora aia pe săptămână pe care o am, în care să vin Amir și să petrec timp de calitate și să pot să mă bucur de el. Nu mai simt că fac asta. Și mă obosește și mă supără foarte tare treaba asta. De ce ai plâns după? De toate lucrurile așa și de faptul că părinții mei, familia mea acasă sunt supărați și nu poate să înțeleagă că de ce aleg eu să tac în anumite situații, în anumite momente în care se dă în mine mai mult sau mai puțin sau în momentele în care sunt provocată. I-am explicat mamei mele, eu nu am nicio datorie absolut față de nimeni să stau să-mi pierd timp și energie dând replică la anumite lucruri. O fac pur și simplu pentru mine și pentru sănătatea mea. Și atâta tot, când o să plec de aici, eu nu plec cu nimeni, cu absolut nimeni de aici de mână. Și faptul că încerc să rămân un om cu principii, echilibrat și cu respect față de oamenii care mă înconjoară aici și aleg să nu răspund anumitor răutăți, e pur și simplu pentru mine și atât. Și mama probabil se supără că tac din gură și accept așa fel și fel de lucruri, dar trebuie să înțeleagă că lucrul ăsta îl fac pur și simplu pentru mine și atât. Nu am venit aici nici să duc războaie cu oamenii, nici să câștig discuții contradictorii cu nimeni. Am venit aici cu un scop, fiind o experiență nouă, am zis dacă e cineva să fie pentru mine cu adevărat și să întâlnesc un om bun și potrivit pentru mine. Dacă nu, încerc să mă bucur de tot ce aici, fără să mă încarc cu energia și cu lucrurile negative care vin spre mine. Încerc să le țin cât mai departe de mine. Faptul că Antonio a venit, te-a încărcat cu energie negativă? Nu, nu a fost o reacție. Reacția ta a fost de femeie rănită, Maria. Da, nu i-am înțeles reacția, ok, am înțeles niște lucruri, le-am vorbit, le-am discutat, la ce mai vin încă o dată să te pui tu așa, moț, nu știu ce postură, să mă pui pe mine? Încetează, las-o acolo, asumă-ți ceea ce faci și ceea ce alegi să faci și punct. Antonio, remarcat faptul că nu doar cu Maria, ci în general, dacă o fată plânge în casa mireasa, tu nu prea dai doi lei pe lacrimile fetelor. Nu neapărat. Întotdeauna spui că... se victimizează. Da, că se victimizează. Depinde motivul. De ce te-ai dus la Maria? M-am dus la ea pentru că am auzit după seara, a fost doamna Loredana și cu Giulia la mine în cameră și a spus că din casă s-a înțeles că eu cu Maria n-am terminat-o și sărutul pe care l-am avut noi atunci în seara aia nu era unul de final, ci eu am lăsat așa treburile în aer. Și eu m-am dus să vorbesc cu Maria să văd dacă ea a înțeles ceea ce am înțeles. Dar crezi că era momentul potrivit atunci pentru Maria? Nu știu, eram balansoar, eu am vrut să clarific. Nu am avut o intenție, am înțeles că era din cauza familiei și după aia am plecat. Nu am mai... Oricum ai creat confuzie, pentru că sâmbătă la petrecere ai spus Giuliei că în acest timp îi dai semne cu speranța că îți va răspunde într-un anumit fel și totodată se presupunea că vrei să repari ceva cu Maria. Nu, am avut discuții cu Maria, i-am spus, am întrebat-o ce se schimbă de acum încolo, i-a spus că sunt liber să fac, dar tot a continuat să facă chestii înspre mine. Eu eram pus în postura în care mi se părea urât să o împing de pe mine. Dar, voi exemplu, vă la film... uitați la ce trăiesc și eu aici sau văd doar okay. Eu? Maria, nici pe tine nu te-am înțeles dacă în urma discuției tale ai avut tendința să-l săruți ca și când el ți-ar fi spus lucruri pozitive și că își dorește să-l relați. Pur și simplu așa am simțit, nici nu o să justific treaba asta. Da. Asta e simțit, dar cumva era contra celor discutate de voi. Adică ați avut o discuție în care reieșea că nu o să mai fiți împreună și că rămâneți, nu știu, ca și amici și tu l-ai sărutat. Cumva el ți-a răspuns și asta cumva a dat așa... Și după aia, dacă eu n-am ce să justific, doar că dacă stați și priviți lucrurile mai din urmă, noi am pus stop la anumite lucruri, dar cu toate astea ne-am căutat și au fost lucruri și din partea lui. Eu nu vreau să duc discuția asta niciunde. Chiar îmi doresc să se încheie, să se termine. Au fost niște lucruri care au fost cât au fost, s-au consumat și atâta tot. Am pierdut lucruri și oameni mult mai importanți din viața mea și am trecut peste și tot n-am considerat ca fiind nicio pierdere. Așa a fost să fie, s-a întâmplat.
Eu pe de o parte o înțeleg pe Maria. Mi s-a părut că atitudinea lui Antonio vis-a-vis de ea, cel puțin vis-a-vis de ea, a fost superficială. În sensul în care, exact asta am observat și eu, că părea că își doresc împreună să găsească o soluție astfel încât să fie bine. Cel puțin săptămâna trecută, înainte asta de weekend, așa părea. Dar exact. Acum, dar, uite că el care... zice că de fapt nu e așa. Păi, stai așa că... Ea a venit la mine în cameră și acolo a fost ultima discuție. Și am aflat abia în gală de ce a venit ea la mine în cameră. Și la mine, când am fost în gală de atunci, la mine s-a terminat. Pentru că ea n-a venit la mine în cameră, că Antonio, a fost în inițiativa momentul care ea... ei. A fost vorbit cu Sabrina și Sabrina. Dar ce contează, măi, contează, Antonio? Pentru că eu până atunci am văzut când citea o scrisoare, se apropia de mine. Când venea mama ei și zicea, apropie de Antonio, se apropia de mine. Adică dacă ești, îți place de mine... Dar tu ai dar ție ți-a plăcut de ea? Păi pentru că acum văd că îmi spui că de fapt îți plăcea Giulia și bă, flirtat unul cu celălalt în timp ce... Asta am spus, păi că cum? De câteva zile se întâmplă chestia asta, de când a venit la Caprice, de 3-4 zile. Giulia a spus că flirtați, că bă, eu da, zile... trăgeai de păr, că... Da. Păi și da, da, astea sunt mai vechi. Ați spus că sunt mai vechi. 3-4 zile. Că totul a început în momentul în care ați intrat, ați fost la date, voi trei, tu cu Maria și cu Giulia. Nu mai dați că asta s-a întâmplat. Asta ai înțeles tu. Eu am spus asta altceva. Asta a spus Giulia. După ce am fost la date, eu am spus că mă interesează Giulia. Când am ajuns în casă, Giulia n-a mai făcut niciun pas în direcția mea. Și eu mă întâlneam mereu cu Maria și vorbeam. Și m-am dus în direcția aia. Dacă n-am simțit niciun interes din partea Giuliei, nu am mai făcut nimic. Pentru ce să fac? Și faptul că Giulia spunea că au fost niște priviri între voi, păi, constante, asta ce înseamnă? Nu, nu e flirt. Spus constant. Eu ba nu da, a spus că vă uitați și Sabrina a fost la o discuție. După ce ei s-au despărțit. Da, eu am fost la o discuție, dar era vorba de niște chestii recente. Ce nu e de... De când s-a despărțit Giulia, dar era situația între el și Maria, nu? În acea zi. Da, dar Maria nu mai era împreună. Da, nu mai sunt cu Maria de foarte mult timp. Am încercat, am mai discutat cu ea, nu știu, am zis, ok, să reparăm. Și ce s-a reparat? Nu știu, mi se pare că ai fost foarte superficial, cu atât mai mult cu cât Maria a început să-ți spună oful și tu ai zis, da, și eu m-am gândit și ai întors, adică cumva nici măcar n-ai fost dispus să o asculți până la capăt, ci pur și simplu ți-ai spus părerea ta, astfel încât să piști tu bine, cât cu mai bine... Cu ce să pic bine? Că cu da, ce, și eu, știi, la băieții finală, chestia asta de orgoliu și nu prea le convine când o fată vine și spune, bă, eu mă retrag, păi n-are sens. Că ea a venit spre mine, chiar mă simțeam prost la film, eu mă simțeam prost ea făcând gesturile astea, pentru că eu cât lăsam ca gesturile astea să continue, eu atât cădeam mai prost pentru că se interpretează exact cum ai spus tu acum. Adică și tu stăteai. Filmul a fost dat pe Antena Play. Marea majoritate a oamenilor care s-au uitat la voi chiar au spus că s-ar putea ca între voi doi să existe un sărut în seara aia. Asta ce înseamnă? Că tu te simțeai proști și ai stat așa într-un loc. Bine. Și Maria era toată călare după pe tine. Când sau zic, despre după ce aia când discutăm? Nu dau doi bani pe emoțiile femeilor, nu mă interesează. Dacă zic, ok, nu fac, nu acționez ca un nesimțit, nu împing, nu așa, dar nu trebuie nu să fii nesimțit, păi, că nu despre asta este vorba. Ce trebuia să fac? Este vorba despre o discuție. Păi am avut discuția... Păi, da, tu când am plecat din cameră, când am plecat din cameră cu Maria, a fost, da, te las să vorbești, să cunoști. Și când m-am așezat, s-a pus cu picioarele pe mine. După ce am terminat discuția, ce puteam să fac? Dacă te deranja, trebuia să-i spui. Da, greșeala. Dar eu aș vrea să întreb ceva. Tu ești hotărât acum? Ești sigur de ce vrei să faci? Relațiile. Dacă așa funcționează aici, eu nu înțeleg. Nu, eu te întreb pe tine, dar nu mă interesează. Giulia și îmi place Giulia și vreau să încerc ceva cu ea. Nu pot să zic. Perfect. Da, Giulia, gata, asta, o iau de nevastă. Asta te întrebam. Nu știu de ce se pune problemă. Nu te întrebam dacă o iei de nevastă, că n-ai de unde să știi dacă vrei să o iei de nevastă. Eu te întrebam dacă ești hotărât și dacă vrei să încerci cu adevărat cu Giulia. Asta te întrebam. Păi da, da, asta am dacă... E fata cu care am spus în ultima perioadă, a fost singura fată care mă făcea, în rest simțeam doar presiune și că trebuie să iau, singura fată care mă uitam la ea, râdeam, glumeam, gesturi, nu simțeam nicio presiune și nici în momentul de față simt că pot să stau cu ea fără să am o presiune. Parcă era și Irina. Bun, dar eu am vorbit doar pe un nivel psihologic și am spus de la început cu Irina. Da, el s-a declarat și la început când a intrat în casă, că pentru Giulia a intrat. Am spus chestia asta mai demult, da. Da, mă rog, a explicat că s-a dus la întâlnire, că i-a plăcut Giulia și dacă după aia... Dacă e mai ușor să mă scoate, spune partea negativă, da. Dar nu vrea nimeni să te scoată în niciun fel, Antonio. Nu vrea nimeni să te scoată în niciun fel. Ideea este că nimeni nu e perfect, da? Cu toții greșim. Doar că eu, de exemplu, aș aprecia dacă nu ai fi tot timpul în defensivă, ai asculta părerile celor din jur, care s-ar putea să fie corecte, mai puțin corecte sau deloc corecte, da? Fără să te agiți, fără să te enervezi, după care le gândești, treci prin
prin filtrul tău și s-ar putea să-ți dai seama că nu te-ai comportat poate că 100% așa cum ar fi trebuit. Corect, și învață din greșeli. Trebuia da, să pun, să-i zic lui Maria, gata, nu mai avem niciun tip de apropiere. Asta a fost greșeala mea. Și m-am enervat când tu ai spus că eu cu Giulia făceam gesturi de nu știu când. Asta am înțeles din ceea ce a spus Giulia. Giulia, da, și eu am înțeles la fel, să știi. N-am spus de tine. Am spus că după, de la date și pur s-a terminat, dar după ce ne-am despărțit, pe urmă au început înapoi oarecum gesturile. Nu ai specificat lucrul ăsta. Mă rog, chiar ok, să... las-o așa cum a picat.